Pensii pilonul Ce se întâmplă cu sumele acumulate după 63 de ani? Câți bani are fiecare român în cont și cum pot fi scoși cu cardul? După ieșirea la pensie, participanții nu mai pot cotiza decât dacă au în continuare calitatea de salariat, dar au posibilitatea să nu retragă banii. Un român are deja peste 2 milioane de lei în cont, potrivit ASF. Pensii pilonul Pentru a intra în posesia banilor de la pilonul 2, pilonul 3, participantul trebuie să trimită o cerere expresă către administratorul fondului de pensii. În caz contrar, banii lui rămân în cont și sunt investiți în continuare, spune Radu Crăciun, CEO al BCR Pensii și președintea la papără. Contribuția la pilonul ei se stabilește prin lege și se calculează ca procent din salariul brut, fiind o parte din contribuție individuală de asigurări sociale, în prezent 4,75% iar participanții își pot retrage banii acumulați odată ce se pensionează pentru pensia de la stat, la limita de vârstă, adică nu anticipat. Pensii pilonul I. După ieșirea la pensie, participanții nu mai pot cotiza decât dacă au în continuare calitatea de salariat, dar au posibilitatea să nu retragă banii și aceștia să fie administrați în continuare, adică să beneficieze de randament. În momentul în care participantul nu mai încasează venituri de natură salarială, nu îi se mai rețin taxe și impozite din salariu și, prin urmare, nici nu îi se mai virează contribuții în contul său individual de pilonii. Totuși, participantul poate opta să amâne momentul retragerii banilor de la pilonul ei chiar și după ce se pensionează, spune Radu Crăciun, director general al BCR Pensii și președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Private din România, APAPR, pentru ZF. Chiar dacă nu mai contribuie cu sume noi lună de lună, Banii acumulați până în acel moment sunt în continuare investiți cu scopul de a spori economiile participantului. La pilonul ei de pensii facultative, unde participantul alege valoarea contribuției, până la maximum 15% din veniturile salariale lunare brute și perioada de economisire, banii se pot retrage cel mai devreme începând cu vârsta de 60 de ani, conform legii. Totuși, și în acest caz participanții pot alege ca sumele acumulate să fie administrate în continuare și să beneficieze de randamentele înregistrate de fond. Participantul poate alege să-și retragă banii acumulați la pilonul II începând cu vârsta de 60 de ani sau poate continua să contribuie la pensia facultativă și după această vârstă, atât timp cât consideră necesar. Pentru ambii piloni de pensie, banii se mai pot retrage și în situația în care participanții beneficiază de pensie de invaliditate, iar în cazul unui eveniment nefericit, banii nu se pierd, ci le revin moștenitorilor, adaugă Radu Crăciun. Ce se întâmplă însă dacă un participant iese la pensie și nu transmite nimic administratorului? Ce face fondul cu banii lui dacă nu mai contribuie? Opțiunea trebuie exercitată expres? Pentru a intra în posesia banilor de la pilonul 2, pilonul 3, participantul trebuie să trimită o cerere expresă către administratorul fondului de pensii. În caz contrar, banii lui rămân în cont și sunt investiți în continuare. Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil, îl spune acesta. Până la emiterea legii de plata a pensiei pilonii pilonii plata se face, în funcție de opțiunea participantului beneficiarului, fie sub forma unei plăți unice, fie eșalonat, în tranșe egale de minim 500 lei, pe o durată de maximum 5 ani. În ambele cazuri, sumele încasate vor fi impozitate în condițiile legii în vigoare la momentul plății. La pilonul ei de pensii private au ajuns să cotizeze 8,22 de milioane de români, iar activele nete administrate de fonduri au ajuns la 146,8 MLD. Lei La pilonul ei de pensii facultative cotizează 772.000 de persoane, care au ajuns la active nete de 5,5 MLD. Lei Pensii pilonul ei câți bani are fiecare român în cont și cum pot fi scoși cu cartul. 8,22 milioane de români au ajuns să dețină active în valoare de 143,3 miliarde de lei la pilonul ei de pensii obligatorii administrate privat la finele lunii iunie din acest an. Dar 70% din active sunt deținute de doar 25% dintre participanți, arată datele ASF. Cel mai mare cont are o valoare de 2,51 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de un leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1346 lei. Se arată în raport. Începând cu 1 ianuarie 2024, contribuția virată la pilonul I de pensie a crescut de la 3,75% la 4,75% din venitul brut lunar, ca parte a angajamentelor României față de UE prin PNRR. Contribuția medie în luna iunie 2024. 383 de lei participant. La 30 iunie 2024, numărul total al participanților la sistemul de pensii administrate privat a fost de 8,22 milioane persoane, în creștere cu 1,8% comparativ cu aceeași dată a anului anterior. Primele trei fonduri de pensii administrate privat în funcție de numărul de participanți, FPAP Nene, 26%, FPAP Pazete Viitorul Tău, 21% și FPAP Metropolitan Life, 14%. Cumulează un procent de 61% din numărul total de persoane înregistrate în sistem. Contribuția media a participanților cu contribuții virate la în luna iunie 2024 a fost de circa 383 lei participant, în timp ce la 31 decembrie 2023 valoarea acesteia a fost de 276 lei participant. România un medie 17.602 lei în conturile din pilonul I. Cel mai mare cont depășește 2,5 milioane de lei. Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 143,3 miliarde lei la 30 iunie 2024, în creștere cu aproximativ 30% de comparativ cu aceeași dată a anului 2023. La finalul lunii iunie 2024, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 64,3%, în scădere față de nivelul de 66,4% înregistrat la 31 decembrie 2023. Pe parcursul primele șase luni din acest an, s-au efectuat plăti în quantum de 577 milioane de lei pentru 29.055 de participanți și beneficiari. Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 55,2% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 14,1% ca urmare a decesului participantului și 30,7% ca urmare a invalidității. Pensii pilonul ei Potrivit legislației în vigoare, legea 411-2004 cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu norma SFNR 27-2017 consolidată, Fondurile de pensii private din pilonul ei fac plăți către participanți și beneficiari exclusiv în următoarele trei situații. 1. Când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public. 2. Când participantul obține decizia de pensionare pentru invaliditate din sistemul public, indiferent de gradul de invaliditate. 3. În cazul nefericit al decesului participantului, Situații în care activul acumulat de participant în contul personal din pilonul I este plătit către moștenitorii săi legali sau testamentari. Precizăm de asemenea că încetarea calității de participant nu înseamnă altceva decât încasarea banilor din pilonul I și ieșirea din sistem. Nu există situații în care participanții nu încasează banii din fondurile de pensii în condițiile legale descrise mai sus, la fel cum nu pot fi speculate alte situații decât cele prevăzute de lege pentru obținerea banilor din pilonul I de pensii private. De la lansare și până la finele lunii februarie 2024, cele mai recente date publice disponibile, fondurile de pensii private din pilonul I au făcut plăți totale în valoare de peste 2,2 mLD. Rom către 161.000 de participanți și beneficiari. Randamentul mediu anual al pensiilor private obligatorii este de 7,8%. Fondurile strânse la pilonul I de pensii private obligatorii au atins un nou nivel record, de 135 miliarde de lei cu un randament anual mediu de 7,8%, potrivit datelor APAPR. Administratorii fondurilor de pensii private obligatorii, pilonul I, au trimis ele la acestea scrisoare anuală de informare cu numărul 100 de milioane către cei peste 8 milioane de participanți la sistem, chiar în luna în care pilonul I aniversează 16 ani de activitate în beneficiul românilor. Potrivit legii, toți participanții la fondurile de pensii private, atât pilonul I, cât și pilonul I facultativ, Primesc anual de la administratorii fondurilor o scrisoare de informare, care conține valoarea contului personal la data de 31 decembrie anului precedent, precum și alte informații de interes. Scrisoarea se trimite în fiecare an până la data de 15 mai, la ultima adresă comunicată administratorului fondului de pensii. Câți bani a strâns un român la pilonul ei, după ce a cotizat lunar timp de 15 ani? După 15 ani de activitate. Fondurile de pensii private pilonii au circa 8,1 milioane de participanți, 117 miliarde de lei acumulați, dintre care trei sferturi reprezintă contribuțiile virate în sistem și un sfert, peste 30 de miliarde de lei. Reprezintă câștigul net adăugat în conturile celor care cotizează la fondurile de pensii private. Conform prezentării de ieri a președintelui Asociației pentru Pensiile Administrate Private din România, APAPR, Radu Crăciun, a susținut în ocazia unui eveniment găzduit de BNR. Contribuția este obligatorie pentru salariații până în 35 de ani. Dacă nu ne alegem singuri fondul de pensie administrat privat în termen de 4 luni de la prima angajare, atunci vom fi repartizați automat către unul din fondurile existente în piață. Verifică aici câți bani ai în cont la pilonul ei. Un român cu un salariu mediu, care a cotizat lunar timp de 15 ani, are acum în cont 48.000 de lei. Pe site-ul ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, găsim o secțiune unde ne introducem numele, prenumele și CNP-ul, și în câteva secunde aflăm ce fond administrează veniturile noastre. Șapte administratori sunt autorizați pentru pilonul ei de pensii. După ce aflăm la care cotizăm, de fapt, ne facem un cont pe site-ul acestuia și putem vedea lunar câți bani s-au adunat și cum sunt investiți. Românii sunt împărțiți când vine vorba de acest instrument de siguranță pentru bătrânețe. Unii spun că e o modalitate de economisire, de a securiza economiile la pensie, și chiar verific aplicația periodic. Cota e prea mică, ar trebui majorată, ca să fie o cotă mai mare spre privată. Suma e derizorie, susține, însă, altcineva. Dacă suntem nemulțumiți de randament, putem să ne mutăm de câte ori vrem, în anumite condiții. Potrivit lui Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Private, trebuie să ne uităm la randamentul pe termen lung, dar contează să ne uităm lăși la randamentul pe perioade de ani de zile, nu doar pe o lună sau pe 12 luni. Dacă dorim să ne transferăm, putem să o facem. În primii doi ani se plătește un comision la transfer de 5%, după doi ani transferul este cu comision zero. Un român cu un salariu mediu, care a cotizat lunar timp de 15 ani, are acum în cont 48.000 de lei. Banii se pot primi doar după ieșirea la pensie integral sau în tranșe lunare. Potrivit lui Irina Kitsu, profesor de educație financiară, este mai bine să luăm bani eșalonat. Așa cum știm, la pensie acum nu se impozitează 2000 de lei din valoarea pensiei, iar de la 1 octombrie 2024 suma neimpozabilă va fi de 3000 de lei, sumă care se scade din pensie, înainte de a se aplica impozitul. Începând cu 1 ianuarie 2024 oricum nu se mai impozitează întreaga pensie, acel impozit pe venite de 10% se aplică doar câștigului adus de administratorul de pensie pentru contribuțiile tale.